Să ștea plăte Române din to <coughs> dacilor, de învingea romani. Printre toți oamenii la granița nordică al romanilor, dacianii au fost cei mai bine organizați, armați și la fel de tari ca barbarii cât era vorba de lupte. Când, uniți sub un singur voivod, armata dacii cu sabii scurbate erau bine dotați să se apăr de legionarii romani. Prima invazie în Dacia de romani a fost condusă de un guvernar în timpul lui Dominațian și a fost un eșec. Condus de un rege tiner și dinamic, regele Decebal, dacienii au captat armata romană într-un pasaj îngust și i-au omorât pe general și câteva mii de soldați. Doi ani mai târziu, în prada unui atac reușit, romanii au condus un pact de pace cu dace. Regele Dacibal a avut voie să rămână în putere și primea bir anual pentru a ține pace. Până când s-ajungă trei ani cezar, zece ani mai târziu, Dacibal a folosit banii romeni pentru a îmbunătăți fortificiile regatului, să construiască catapulte sofisticate și pentru a începe alianțe cu triburi de Dace devenise mai puternică decât oricând. Traian era amenințat de lucru asta. Dace devenise o amenințare serioasă al securității la provinciile din Dunăre, iar birul plătit în fiecare an era mare și uimilitor. Traian însuși, nou venit la putere, avea nevoie de trofee militare pentru toate astea motive, Traian a lăsat o mare invazie spre Dace în vara al anului 101. <coughs> Sursele despre războiul Dacei sunt excepțional de slabe. În afară de un epitom al lui Cassius Dio din Bizantina, nu există vreun narativ al istoriei. Ilustruțiile din Roma pe columele lui Traian sunt gândite ca ilustrație povestil lui Traian despre război cu Dace, dar fiind într-un stil de artă și cu ramificări politice, sunt mult deviate de interpretare. <coughs> Noi ce știm este că cât a avansat trei ani în Dacia, a primit o amenințare scrisă pe o ciupercuță de la un trib local. Ce spunea să se întoarcă? Mesajul a fost aruncat, iar ciupeca nu se mai știe de ea. Trei ani... Uh, -uh. Traian se a întâlnit cu armata Dacei la Țapei, unul dintre puține pasaje te ducea în Transilvania din sud. După o lungă bătălie, Cezar Traian își-a tăiat manta să facă bandaje și apoi romanii le-a dat vânt la daciani. Anul viitor, după negocierile reușite cu Decebal, invazia a continuat. Armata romană s-a împărțit în trei și s-a înfipt în inima Dacei, fortificație după fortificație, cădea la pașii romani cât se îndreptau spre capitala Dacei. Da, 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 da. Decebal se a plâns pentru pace și își-a aruncat armele la picioarele lui Traian și s-a rugat pentru milă. Traian a permis asta cu condiția că Dacia își predă cataputele și inginerii și distruge fortrețele și pleacă după pământul ce recent l-a cucerit. Se a acceptat, și Traian s-a întors la Roma pentru cerbare. La ani după, romanii își-au retificat apărarea pe granița de sud al Dacii. Cel mai prostant, au construit un pod masiv peste Dunăre. Aici aici, era podul din sud al lui Traian, aici este în Serbia și o privim pe România. Podul duce până la malul opus, aproape 700 de metri, pe 20 de picioare masive. O amenințare puternică al puterei Romei și o autostradă pentru legiunile romane. De Decebal? Decebal nu avea de gând să rămână sub talpa romană. Dacia a început să gazdeze refugiații romanilor și să facă alianțe cu triburile ce înrăcă erau cu romanii. În final în 105 anul, Treian a fost provocat să inventează Dacia de nou. Dar de data asta au venit cu o forță mult mai mare și au deschis drum totul din tap iar Decebal a încercat să îi sesineze pe Trean cu un grup de refugiați romani, dar au fost prins. Cu disperare, Decebal a prins un roman important, numit Long Anus, ca să-l folosească ca pe o pocușă de negociare, dar Longanus a băut o travă cât a fost captiv și Traian își-a continuat avansul spre Sarmizeguța, capitalul Dacei. Aici este Costești. <coughs> Aici este Costești, o fortărețe ce apără capitala Dace. Era protejată de trei ziduri Primul sub noi era gros de 4 metri, era construit cu o tehnică numită Murus Dacicus, față de piatră, dar umplut de pământ și lemn ars. A fost distrusă și cu restul fortreței de romani. Pentru concluzii, pentru concluzii, hai, te rog, te rog. Pentru concluzii, la al doilea război dacic, nu prea există documente. Se pare că romanii au copșurat sarmizeguța, dar nu se știe pentru că timp. Aici este sarmizeguța, capitala lui Decebal. A fost câteva terese la un vârf de munte. Pe munte era palatul și fortreță și aici, legat de palat cu un pasaj frumos, era un loc sfânt. Dedicațiile la acest timp nu este știut, dar încă sunt importante. Cu călderea sermi ziguța, Decebal fugise în munți și cu români pe cal la talpa lui se-a sinucis ca să nu-i fie capturat. Când corpul a fost găsit, capul lui Decebal a fost tăiat și trimis lui Traian, unde a fost aruncat pătreptele demonaian. Inima Dacei a devenit un oraș roman. Hai să așteptăm să, să vină și videoclipul. După trepte, legumane. Inima Dacia a devenit un oromaș, oraș roman. Cam 60.000 de soldați a fost mutați în regiunea, lângă mulți cetățeni din sudul Dunării. În zva ani, orașele romane luau amploare în Dacia, iar minele de aur din carpație ducea galeți de aur lui Cezar. Și, cu trezuai lui de Cebal, ce a fost ascunsă în peșteri și sub fundul unui râu, toate astea i-au furnizat lui Traian o forum spectacular. Printre cele mai scumpe proiecte în istoria romană, construcția acesta, în inima complexului, înconjurat de biblioteci latine și greci, este un colar ce în spirală spune povestea învingerei dacei de romani. Și încă un moment la fel de fascinant, încă un monument la fel de fascinant pentru victoria lui Traian, mai este un video despre trofeul lui Traian în Audam România. Hey yeah, Author of this video clip and channeler the pe YouTube are a carte in format digital she audio, numita The Insane Empires and Sunken Cities and Earthquake Machines. And if, if we get enough people to on this stuff, we could do the whole thing, imagine. So yeah, hop on it. We do the audio book too. I, I really wanna make the audio book of this guy's book. We done. We all pow. Boya kasha, bomba bom ka -yaka -yaka boom ka